Sări pe el, trage cuiu, trage cupla, sări pe el. I-am tras. Sări pe el, sări pe el. Șoferul marocan în vârstă de 39 de ani s-a urcat beat la volan după ce s-a certat cu un coleg de tir și a trecut cu mașina peste el, accidentându-l mortal. Apoi a încercat să fugă de la locul accidentului și a lovit un alt autoturism cu numere de Franța în care se afla o femeie. Victima a fost transportată la spital cu un elicopter. După capturarea șoferului marocan, tot românii au fost cei care au sunat la 112. Uțicu, sună-mă tu la poliție, Uțicu! Traficul în zonă a fost oprit mai multe ore. Șoferul care a provocat accidentele a fost reținut de poliție și va fi prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Firma la care era angajat a emis un comunicat în care își cere scuze pentru cele întâmplate și a transmis condoleanțe familiei victimei.